Acum vin de la primărie. Acum vin de la primărie, am mers mi-am plătit. Acum mă duc la Gonscoloc să-mi plătesc apa și gunoiul. Am plătit. Că e 10%, 10 se zâmbește până la sfârșitul lui martie. Și ea că e ceva, e câteva până în plus care vine pe masă. Da? Toate de la începutul anului. Toate la... La stat tot corect. Și la primărie ca să... Da, și la primărie și să facem o asigurare de asta obligatoriu, da, tot, tot, tot. Ați dus să beneficiați de acea bonificație de reducere? Da, e, cât o fi acul dar pentru noi ia ca eu până eu și faci și mult. Chiar dacă orașul Huș este mor din punct de vedere industrial, iar rata șomajului plasează municipiul pe locul 2 în județ, oamenii au făcut eforturi să-și achite taxele și impozitele la bugetul local. Anul trecut, banze, impozitele trecut, și taxele locale le-am realizat într-un indicator așa de 92%. Deci eu zic că stăm foarte bine comparativ cu alții ani. Deci nu au bani cum mi-aș dori sau cum și-ar dori Hușeni, deci vă spuneam că e o problemă cu investitorii și cu locurile de muncă, dar ținând cont că noi suntem un oraș cu specific agrar, ținând cont că totuși mai funcționează cele mici întreprinderi, acele produse luăm pe lângă Carmens, acele mici firme de construcții care prin proiectele care le aducem, încercăm să găsim locuri de muncă atât pentru ele, cât și pentru populația calificată în acest domeniu și reușim totuși să asigurăm un anumit venit pentru fiecare familie. Lumea trebuie să înțeleagă că nu poate să aibă căldură dacă nu plătește, nu poate să curgă apă la rubine dacă nu plătește. Municipiul Huș are o populație de peste 29.000 de locuitori. Din totalul acestora, peste 1.700 sunt șomeri și mai bine de 5.400 sunt pensionari.